cred că foarte important nu e cine sunt eu, ci cine sunteți voi, nu? Astea sunt întrebări existențiale pe care le are toată lumea, știi? Și ce pot eu să vă spun este că e foarte important ce proiecte să înțelegeți niște principii, pentru că odată ce înțelegeți principiile, nu numai că vă sunt utile vouă, ci o să fie utile și altora care o să vă întrebe pe voi, pentru că vreți, nu vreți, oamenii simt. Copiii simt. Animalele simt. Ce simt? Ce întind? Și apropo de copii, ei simt dacă ești un autentic, dacă crezi ce spui și spui ce crezi, dacă ceea ce știi are valoare de adevăr. Simt. Da? Așa că, în perspectivă, orice adevăr pe care îl aflați vă schimbă automat relația cu ceilalți. Vă schimbă relația cu absolut orice. Cine sunt eu? Cine, până la urmă, cine nu și-a pus întrebarea asta? Cine sunt eu, scopul și durata vizitei pe planeta Pământ? Și mie îmi place să plec de la Buddha, pentru că e un model. De ce e un model Buddha? Pentru că e uman. Nu pot să am un model care nu e uman. De ce? Pentru că eu nu o să pot să fiu ca ăla. Nu știu dacă înțelegeți. Este absolut greșit să-ți alegi un model. Și dintre anumite perspective, Iisus poate să fie un model. Din anumite perspective, nu poate să fie un model. Nu poate să-mi fie un model. De ce? Păi el nu s-a născut dintr-o mamă cu karmă pe care a trebuit să o rezolve. Nu s-a născut dintr-o mamă care avea avorturi. Da? Deci el a avut o mamă fecioară pură. Punct. Mă rog, asta știm noi. Nu știm niciodată care e adevărul, că habar n-avem ce s-a întâmplat. Dar teoretic. Admițând că este așa, el nu poate să-mi servească drept model, pentru că eu mă situez în alt loc. Nu poți să fii Iisus Hristos dacă nu te-ai născut din Fecioara Maria. Corect? Poți să ajungi precum Iisus Hristos dacă te-ai născut, dacă nu te-ai născut din Fecioara Maria? Răspunsul e nu. N-ai cum. Deci, în primul rând, vreau să stabilim ce nu suntem. V-ați născut din frecioare? Vreau din voi, de aici de față? Da. Băi, poate că da. E, nu cred. Că înainte de mine a fost sormea și atunci era țeava deja înlustruită. Ați înțeles? Deci, clar nu. Și atunci, dacă m-am născut ca un om obișnuit, de aici plec. De unde plec? Adică vreau să vă spun, lucrurile de fapt sunt matematice. În funcție de datele pe care le am, concluzia aia pot să o trag. Evident, se pot schimba dacă. Ce? Îmi vin date noi. Când adaug date noi, da, s-ar putea să-mi schimbe rezultatul. Pentru că cu cât ai mai multe date la ipoteză, cu atât ai un rezultat cu acuratețe mai mare și diferit față de cel anterior. Corect! Dar la nivelul ăsta avem datele astea. Și datele astea sunt: v-ați născut dintr-o mamă. Punct. Crezi că o să fie o diferență în momentul în care o să ne naște din incubator și o să fim crescuți efectiv artificial într-un uter
de plastic artificial? Ați mai întrebat problema carnei și de unde sunt colectate ovulele și... Evident că apare genom. Dar o să fie o mare diferență atunci. Dar se va întâmpla și treaba asta la un moment dat. Sau dacă o să fiți crescut de ceva ca un, cum să zic eu, o să se creeze o entitate care să nu aibă conștiință și care să fie doar un fel de purtător pentru copii. Se poate absolut, da. Dacă faci un, cum se cheamă, cum era oaia Dolly, dacă faci o clonă și distrugi tot ce ține de conștiință la un moment dat, vei avea o entitate care are feminină, care nu are decât o funcție, și aceea de creștere și reproducție. Punct. O să se întâmple și treaba asta? Absolut. Da. Știu că sună ciudat, dar vreau să treceți peste treaba asta. De ce? Bă, nu v-ați ripilat că s-a culcat Lot cu fetele lui ca să ieșiți voi? Sau v-ați ripilat? Sau nici n-ați citit? Iertați-mă. Mai degrabă. Bă, toată omenirea asta provine din Lot că și-a pus-o cu fetele lui, că altfel nu mai era omenirea asta. Ați înțeles? Bă, vă e clar? Sunteți rezultatul unui incest. Îngăduit de Dumnezeu. De ce? Păi altfel muream ca specie. Deci câteodată situația... Ori, din câte se vede, bă, se cam distruge genomul ăsta uman și atunci automat o să ajungem la soluții extreme. De asta se fac bănci de ovule, de sperme, de toate. Că la un moment dat, asta e. O să trebuiască să. Să duceți frumos, n-are importanță ce culoare are, o să o luați pe doamna care e din Somalia, contra unei sume modice pe 9 luni, o să vă parte copilul și la revedere. De ce? Pentru că genetic nu mai se scapă să faceți copii. Extraordinar. O să întâmple și asta. De ce? De aia. De cauză de toxine, de cauză de gândire, de cauză de toate. Nu știu dacă e așa, că nu, eu nu mă uit la de-astea adânci. Ați înțeles? Bun. Dar deocamdată de la asta plecăm. Deci, există faptul că ne-am născut. Și Buddha a făcut la fel. Buddha fiind model uman, nu, o secundă, nu vă convertez la niciun budism, nu, eu nu am pastea. Adică eu sunt fără de religie și o să rămân fără de religie, că așa e calea mea. Dar nu înseamnă că nu pot să recunosc binele din anumite religii. Și atunci Buddha s-a născut, a fost foarte bogat, foarte bine, până când a văzut primul om care se naște. Și a întrebat, ce-i cu asta? Aia se naște un copil. Foarte bine. Știți că acolo e foarte mișto? În Gange se spală toți și când se nasc copiii și când se îngroapă morții și când se căsătoresc și când iau și mai iau și mâncare. Bun. După aia a fost al doilea moment când a văzut primul om bolnav. Și al treilea moment când a văzut primul om care moare. Și atunci... Ideea lui a fost foarte simplă. Aia a fost menirea lui. Băi, dacă toți ne naștem, toți trăim, la un moment dat toți ne îmbolnăvim și la un moment dat toți murim, care e scopul vieții? Și s-a dus să caute scopul vieții. De fapt, întrebarea asta, cine sunt eu, se rezumă la de unde vin, care e scopul pentru care trăiesc și unde plec. Pentru că, în realitate, singura noastră certitudine, cel puțin la nivelul de gândire și de conștiință pe care o avem, este că existăm. Cogito ergo sum. Gândesc, deci exist. Acum o să mergeți pe stradă și o să vezi că sunt foarte puțini oameni conștienți că există. Pe mulți există viața pe ei. Da? Dar voi sunteți aici și atunci sunteți conștient că existați. Perfect. Felicitări. Tocmai ați făcut un pas înainte. Problema este că o să și plecăm. Asta dacă nu rămânem nemuritori. Mă rog, mai e până aici. Și atunci, care-i scopul și durata vizitei?
Da? La un moment dat descoperi că ești medic, că nu ești medic. Cum nu seamănă numai corpul ăsta? Doamnele care au făcut rachianestezie știu. Cele care au făcut cezariene. Că nu poți să nu-ți dai seama că corpul nu ești tu. Nu realizezi că în realitate tu ești altceva decât corpul tău. Bărbații, mai greu, dar la un moment dat îți dai seama că ceva nu e și că e un aparat până la urmă pe care îl folosești. Mai în bine, mai în puțin bine, mai cu eficiență sau fără. Atunci realizezi că ceva e dincolo de corpul tău. Până la urmă, ceea ce te apropie de sensul ăsta, să știți că în cele mai multe ori este moartea. Când îți moare cineva drag, nu? În momentul respectiv, realizezi că corpul ăla nu e el. Că nu e suficient. Că e ceva. Că e altceva. Că e ceva dincolo. De-abia atunci îți dai seama că există ceva dincolo. Și de-abia de atunci încep să-ți pui întrebarea, bine. Murim. Dar dacă tot murim, de unde venim, de ne naștem? Și atunci lotul s-ar traduce în de ce m-am născut? Care-i scopul meu pe pământ? Ce am de învățat? Ce am de făcut? Să înțeleg și să fac. Și ceea ce am eu de studiați sunt niște scheme. Schemele umane. De ce? Pentru că dacă înțeleg schemele, înțeleg ideea schemelor. Și totul este foarte simplu în realitate. La un moment dat a venit la mine un inginer. Inginer de utilaj, de mașini. Și era ateu. Și omul ăsta am zis, sunteți ateu? Da. M-a adus fiimea. Mai sunt părinți ăștia aduși de copii. Și zic, foarte bine, și care e problema? Zice, eu nu cred în Dumnezeu. Nu. Zic, nu, să sunteți inginer. Da. Și proiectați mașini. Da. Adică mașinile care ies sunt proiectate de unii ca dumneavoastră, da? Da. Înainte să existe mașina, e proiectul, da? Da. Înainte să existe proiectul, există gândul, da? Da. Înainte să existe gândul, există proiectantul. Da. Proiectantul sunteți dumneavoastră, da? Da. Bun. Grosso modo. Vă uitați, universul ăsta material, da, planete, soli, matematici, elipse, cum se plimbă ele, da? Calcule. E o mașinărie frumoasă? Da. Înainte să existe mașinăria asta, crezi că putea să existe fără să existe un proiect? Nu. Crezi că există înainte să existe un gând? Nu. Înainte să existe gândul ăsta, nu trebuia să existe un proiectant? Ba da. E, pentru mine Dumnezeu e proiectantul ăla. Păi mine nu, Dumnezeu nu e ăla că s-a crucificat, nu e ăla că stă pe stângă, nu e balul Mahomet. Pentru mine există un proiectant primordial, bă, care a făcut tot. Care a ales să se manifeste prin Iisus, care a ales să se manifeste prin Buddha, care a ales să se manifeste prin Taica Popa, prin Părintele Argat. Bă, asta e altă treabă. Poate să se manifeste pe unde. Dar El este Cel care a creat tot. Pentru mine, ăla e Dumnezeu. Dom'le, și după aia am stat eu și m-am gândit așa, bine, dacă Dumnezeu a creat tot. Eu, ca scriitor, da? Îmi pun ceva energie în tot ce scriu. Oamenii scriu o prostie, dar scriu ceva, pun și eu ceva din mine. Clar. Există o părticică din mine. Clar. Un pictor care pictează, un sculptor care
face o statuie. Un arhitect pune ceva din el. Absolut, da. Există ceva din proiectantul ăla în universul ăsta? Absolut, da. Este universul ăsta o oglindă a proiectantului? Așa cum cartea mea e o oglindă a mea și a cunoașterii mele? Clar, da. Și atunci poți să analizezi proiectul, mașina, ca să-mi dau seama de ceva despre proiectant? Da. Așa cum cineva poate să-și dea seama despre felul cum sunt eu, citindu-mi cărțile. Și atunci, cum pot să aflu ceva despre mine? Dacă universul este proiectul proiectantului, viața este imaginea proiectantului. Viața mea cu imagine? A mea. Deci universul meu înconjurător este imaginea mea. Deci dacă eu vreau să știu ceva despre mine, ce trebuie să-mi analizez? Viața. Proiectul. Și ce fac? Tot ce fac este în consens cu mine. Dacă ești polițist, ce înseamnă că ești? Un justițiar. Dacă ești terapeut, ce înseamnă că ești? Că în realitate vrei să vindeci. Ce vrei să vindeci? Poate că ceea ce ai stricat în alte dăți. Ați înțeles? Nu înseamnă că dacă ești vindecător, ești superior. Dar sigur, ai și componenta de a face bine. Adică am rănit, bă, hai să îndreptăm lucrurile. Și atunci, 1. Descoper că universul material este ce? O imagine a primordialului. Da? Cum este, dacă analizăm grosso modo așa universul material? E mare? E infinit pentru noi. Asta comparativ cu noi. Comparativ cu noi. Păi eu nu pot să... Deci nu mă mai luați că sunt certat destul că raportez totul la mine. De parcă aș fi buricul pământului. Bă, dar nu am alt sistem de referință. Eu nu mai am sistem de referință decât pe mine. Ați înțeles? Voi nu vă aveți sistem de referință decât pe voi. Și singurul vostru sistem de referință. Eu, în întunericul minții mele, știu că sunt. Bă, da, să știți că eu vă văd pe voi prin intermediul senzațiilor mele. Deci, dar dacă n-ar fi astea, înseamnă că nu mai sunteți? Se poate. Ați înțeles? Se poate întâmpla. Dacă ăsta este un joc virtual și de fapt noi ne jucăm cu ochelari la aia și în realitate totul se întâmplă ca un joc, s-ar putea să nu existați. Și atunci, singura mea certitudine sunt că sunt eu. Și știu că sunt băgat într-un joc. Și mă uit pe cel și văd că e un joc mare. Și atunci îmi dau seama că cel care face treaba asta este un tip mare. Un maestru. De ce îmi dau seama că e un maestru? Păi băi, frate, planetele sunt făcute perfect. Sistemele sunt create perfect. De ce? Pentru că stă, frate, ele acolo așa și nu cade. Că dacă n-ar fi făcute bine, ar cădea. Mie mi-a plăcut asta. Dom'le, cine ține stele? Dumnezeu. Păi de ce? Dacă nu l-ar ține, ar cădea. Mi se pare logic. Dar mă uit, văd că toate sunt formule matematice, că toate alea merg după alea, că există chimie, există chimie. De ce pot să spun eu despre el mare? Că știi și puțină chimie, că știi și puțină matematică superioară, că are și noțiuni de fizică, că are și noțiuni de biologie, că are și noțiuni de astronomie, că are și noțiuni de toate.
Adică e un tip deștept. Bun. Deci eu mă mișc într-un orizont creat de un tip deștept. Băi, eu în orizontul ăsta, Dragoș Argeșan, îmi dau seama că am o foarte mare marjă de alegere. Am făcut, vreau să fac arte marțiale, am făcut. Am vrut să fac construcții, am făcut. Am vrut să fac medicină, am făcut. Am vrut să mă duc nu știu, am fost. Am vrut să fiu gardă de corp, am fost. Am vrut să trag cu armele, am fost. Puteam să intru în armată? Puteam. Ați înțeles? Deci am o marjă de mișcare. Marja asta este limitată? Da. Opa! Și acum dau de primele mele limite. Care e prima mea limită? Știți care e prima mea limită? Bine, pe lângă mea. 1. Că sunt biped. Deci e primul lucru care îl învăț, nu? Că nu pot să merg în patru labe, nu? E bine sau nu e bine? Unii ar zice că e bine, unii ar zice că nu e bine. Deci sunt limitat la corpul meu. Prima mea limită pe care o descoper este corpul. Nu o să pot să arăt ca o pisică, nu o să pot să arăt ca un cățel, nu o să pot să arăt ca un cal, deci am limita corpului meu. După care a doua limită este când văd la ceilalți de aia de ce are crăpătură și eu am cuc. Știți povestea asta cu de ce eu am și ea n-are? Dar el de ce are și eu n-am? Asta e o întrebare foarte interesantă pentru părinți. Și cum răspund? Altă limită. Deci este limitarea mea sexuală. Chestia cu aflatul că v-ați născut în România e mult mai târziu. Și asta e mai nou acolo. Noi aflam că România e altceva de-abia după ce mai vedem noi filme prin străinătate. Dar chiar și atunci eu stăteam și mă gândeam că vedeam, când eram mic și vedeam filmele din America, mi se păreau cu ca și Gopo, ficțiuni. Deci până n-am trăit să ajung să văd o alimentară de aia cu de toate, mie mi se păreau că sunt ficțiuni. Cum se cheamă marketurile? Mi se părea că e o poveste. Nu, frate, la noi sunt doar Zarea și borcane de iaurt. Așa e firesc. Și creveți. Ben Gay! Nu, nu mai știu cum se chema. Creveții și ea. Bun. Dar asta era universul nostru. Păi era foarte bine, noi eram foarte fericiți. Dar știți care e? Apropo de perspectivă, diferența de perspectivă. Noi eram foarte fericiți în spatele blocului. Acum când mă uit, mai ia cu groază. Și unde jucam tenis și fotbal și mai știu eu ce. Și drăguț a fost că la un moment dat a venit prietena unei tipe de la noi din bloc și când a coborât din taxi de la Otopeni, a început să plângă. Și a început să plângă și de-abia liniștit-o asta a zis, zice, eu nu știam că tu locuiești în ghetou. Venea din Israel. Și pentru ei, cum locuim noi la blocuri, era ghetto. Chestii de perspectivă. Bun, deci descoper că sunt limitat, sunt limitat la corpul meu. Am universul ăsta în față care este absolut magnific. E destul să te uiți pe un Animal Planet, pe un National Geographic, pe ce vreți voi, pe Astronomy, pe toate alea ca să-ți dai seama că este o bijuterie. Și totuși sunt și eu în ecuația asta. Și paradoxal, pot să fac orice. Pot să ucid în lumea asta? Da. Da. Pot să fac rele în lumea asta? Da. Am fost și prin lumea interlopă. Foarte interesant. De alea cu chibiți, cu băieții, cu tranganuri, cu de toate. Deci pot să aleg să fac absolut orice în lumea asta. Și atunci apare întrebarea. De ce cineva atât de deștept creează un teatru care are... Deci imaginați-vă că lumea asta este un teatru, măi. Da? Și are muzica, luminile, sunetul, imaginea, chiar și ceilalți actori... Care sunt el?
Și eu ce caut în ecuația asta? Bun, ce se întâmplă beleaua? Mamă, ți-ai luat-o ca ur și curge sângele din tine? Și te întreb, ce Dumnezeu? Și te întreb, bă, dar asta e chiar sadic? Da? Hai că te-ai lovit tu. Am fost idiot. Ok. Da, te uiți la televizor și vezi. Ați văzut... Eu m-am amuzat acum, știi? Dar n-am fost foarte amuzat când am văzut prima dată. Ați văzut Trafic? Filmul? Căutați-l. E foarte interesant și după un caz real. Mă rog, cu fata unui interlop de prin Cehoslovacia, din Praga, care e luată răpită, ajunge prostituată în Statele Unite și ăsta tasul se duce după ea. Deci, confundați. Taken e o poveste, pe când Trafic e real. Ați înțeles? Trafic e caz după un caz real. Și se duce, mă rog, omul care era super bazat și cu tranganul să o caute pe Fisa. Mă rog, și reușește să o găsească. Dar nu asta. Ideea este că e atât de real, domnul mi s-a făcut pielea aia. Că așa, Taken-ul e drăguț, te ține cont, dar nu simți. Nu-l simți ca real. Știi senzația aia când vezi o filmare și îl împușcă în cap? Și diferența între naziști sau... Nu naziști, că am primit niște imagini din Siria acum. Au găsit o soluție la islam. Și era filmată chestia asta. Bun. Ideea este... Te întrebi. De ce se întâmplă toate astea? Într-un joc creat perfect, de ce există atâta durere, nenorocire, cel puțin în spital o întâlnești? Stați așa. Neurologie. Legume, reanimare, legume, psihiatrie, legume. Deci, le întâlnești peste tot. Și toată te întrebi, băi, într-un univers ăsta care crea de un Dumnezeu perfect, de ce e lumea asta atât de nebună în care trăim noi? Pentru că ieșim din context. Și atunci descoperi rău. Rău ca ființă. Rău ca manifestare. Noi nu avem ideea că există rău. Dacă întreb pe cine am întâlnit preoții care nu cred în existența demonului. Ca entitate. Bun. Și descoperi că ai universul ăsta superb creat și lumea noastră. Oameni. Cu problemele noastre. Cu suferințele noastre. Cu durerile noastre. Cu tragediile noastre. Știți că am încercat să fac așa. Cam câte tragedii pot să existe. Și după ce vezi un număr finit de filme, ajungi la concluzia că le-ai văzut pe toate, că tot ce vine nu mai e nou. Mi s-a întâmplat treaba asta, să vezi rar un film nou? Dar vreau să spun ceva. Același lucru vi se întâmplă și dacă citeați toată opera lui Shakespeare. După ce citești toată opera lui Shakespeare, toate novelele sunt la fel. Mai puțin că mai e clona, așa, mai puțin că mai e trupul meu, așa și de-astea. Dar în rest, toate sunt la fel. Bun. Nu înțelegi de ce se întâmplă treaba, de ce e asfăriță între oameni. Că n-ai cum, că nu ai niciodată. Te uiți și te uiți la animale, da? Și te uiți la suricate, la alea, la alea, la alea. Și vezi că în cadrul animalelor există și acolo niște principii care guvernează. Există niște relații sociale, există niște reguli, există niște alea. Și de fapt descoperi că pe o scară umanitatea nu este altceva decât nu are decât regulile sociale de la nivelul animalelor. Că sunt caracatițe, că sunt lupi, că sunt lei, că sunt lebede, că sunt... Dar cum? Transpuse în altă formă. Există nații care au principiul furnicilor? Da! Chinezi!
Există nații care au principiul leilor? Da. Da. Există nații care au principiul oilor? Da. Din păcate. Am ajuns. Da. Din lupi ne-am transformat în... în berbeci. Ați înțeles? Bun, ne-a transformat creștinismul, că ne-am pierdut pe drum partea de lupi. Da. Dacii au fost precum? Lupii. S-au transformat în oi pentru că le-au pus alții căpăstru. Bun. Deci se regăsesc în toate nații. Și atunci există ceva care se găsește în comun și la oameni și la animale. Ca să trecem peste treaba asta. Bă, credeți că faceți pipi și caca altfel decât celelalte animale? Nu? Adică la voi e altfel? E special? Bun. Asta ca să... Deci din punct de vedere fizic, suntem foarte asemănători tuturor animalelor, indiferent că au copita despicată sau nu. Au labe sau gheare sau aia. Vă e clar? Funcționăm pe același principii. Care e diferența între om și animale? Care este asemănarea dintre om și animale? Bun, conștiința. Conștiința, într-adevăr, este o parte mai dezvoltată la oameni. Știi ce spunea Suțea? Spunea așa. Omul fără credință e un biet animal rațional. Și mai diferențiază ceva omul de animale. Știți ce? Animalul nu are conștiința existenței lui Dumnezeu. Îl percepe. Când apare Dumnezeu, mă rog, asta e din partea deschisă, când apare Dumnezeu, animalele simt treaba asta. Dar nu au conștiința asta. N-au asta în program. Pe când omul are conștiința existenței ceva de deasupra lui. A lui Dumnezeu. Bun. Deci, pe de o parte, suntem asemănători cu animalele. Pe de o parte, suntem diferiți de animale. Pe de o parte, avem conștiința existenței lui Dumnezeu. Adică avem conștiința existenței a ceva, ceea ce este dincolo de noi. Asta înseamnă că noi suntem mai apropiați de Dumnezeu. Și totuși, dacă noi avem niște lucruri comune cu animalele, ce înseamnă? Băi, hai să o facem matematic. Da? Noi suntem o mulțime. Omul poate să fie cum să spun eu, considerat o mulțime? Și ce e o mulțime? O chestie care conține mai multe elemente. Da? Parte din elementele astea sunt conștiente de existența lui Dumnezeu. Deci ce înseamnă că avem o mulțime? Dumnezeu. Parte din noi conține elemente din animale. Deci ce putem să spunem despre noi? Că suntem animale. Deci omul ce este? Ceva între animal și Dumnezeu? Ați înțeles? Ceva între cer și pământ? Ceva între divin și pământean? Ceva între lumină și întuneric? Da, animalele de ce n-ar avea Dumnezeu? Da, au. Dar nu sunt conștiente de el. Dar nu sunt conștiente de el. E vorba de conștiința de Dumnezeu. Bun. Am analizat. M-am născut. Pot să fac tot ce vreau în lumea asta. Și încep să văd. Încep să văd că în universul ăsta funcționează ce? Principiul oglinzii. Ceea ce faci, la un moment dat, primești. E foarte simplu. Principiul e foarte simplu. Și anume, dacă eu ne mulțumesc pe unul, ce se întâmplă? Ăla va fi nemulțumit față de mine, da? Mai ne mulțumesc pe unul. Va fi nemulțumit de mine. Mai ne mulțumesc pe unul, mai ne mulțumesc pe unul. Ce se va întâmpla? Crezi că gândul este o forță, o energie? Da. Gândul presupune particule informație și spirit? Da. Deci dacă eu ne mulțumesc cu un om, 2, 3, 10, 100,
O să am N oameni nemulțumiți care proiectează informații, energie și spirit pe mine. Ce se va întâmpla? Mi-o fur! Deci ce am de înțeles eu? Că ceea ce produc, aia am. Și atunci ce înțeleg? Că lumea asta este construită în așa fel încât eu primesc ceea ce creez. Creez rău, ce primesc? Rău. Creez bine, primesc rău. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Aici intervin legile karmei. Dar, în general, motivul pentru care se întâmplă treaba asta este pentru că, în realitate, mai e ceva de plătit. Asta e așa o paranteză. Deci, înțeleg că m-am născut pe lumea asta, pot să fac ce vreau, mă mișc într-un cadru extraordinar în care totul este creat de Dumnezeu, din Dumnezeu, pentru cine? Pentru mine. Nu. Lumea asta e creată pentru voi. Pentru mine e creată. Pentru fiecare din voi. Aici e singurul loc unde putem experimenta. Bun, dar eu nu știu treaba asta. Eu trebuie să fac treaba asta și încep să experimentez. Da? Ce faci? Pui mâna și e fierbinte. Ce afli? Că doare. Deci experimentezi durerea. Da? Încep să fii educat. Știi că dacă nu faci asta, se întâmplă asta. Și atunci înțelegi un lucru. Te uiți în natură. Ce fac puii de ursuleți? Se joacă. Dar ce fac când se joacă? Învață. Ce face mama lor cu ei? Le arată ce se mănâncă. Deci ce face fiecare animal? Învață. Bun. Noi ce facem? La fel. Lupii învață? Cai învață? Animalele toate învață? Da. Noi ce facem? Învățăm? Și atunci, care este regula generală care guvernează tot regnul animal și uman? Școala. Școala. Indiferent de natura ei. Învățai să fii samurai. Învețai să fii geisha. Înveți să fii curvă. Bă, înveți ceva. Nu rămâi? Cum? Repetent. Nu rămâi la fel. Cum te naști. Și atunci, cel mai important lucru pe care îl descoperi în lumea asta, că cel mai important lucru din lumea asta este școala. Adică ce? Evoluția continuă. A cui? A tuturor. Ce se întâmplă dacă nu evoluezi? Dacă nu înveți? Să zicem că tu ești un pui de lup, bă, dar nu vrei să înveți. Ce se întâmplă cu tine? Mori! Tot ce nu știi, mori! Ce se întâmplă dacă mănânci? Nu știi care sunt ciupericile care sunt comestibile? Că n-ai învățat. Mori! Nu mor de foame, că de foame mănânci pe aia care nu trebuie. Și îl întâlnești pe Creator. Asta era ca în aia cu maestru și ucenicul. Ucenicul, maestre, cum fac să-l întâlnesc mai repede pe Creator? Zice, vezi ciupercile roșii? Le mănânci. Și îl întâlnești imediat pe Creator. Nu durează mult. Bun. Deci, am descoperit că m-am născut. Bun, nu știu de unde am venit. Dar am descoperit că cel mai important lucru în lumea asta e școala. Și că cel care a creat această lume, acest univers material, e foarte deștept. Și atunci mă gândesc. Universul e foarte deștept, că cel care le-a creat e foarte deștept. Cel mai important lucru în lumea asta e școala. Deci ce am eu de făcut pe planeta asta? Să învăț să devin foarte deștept. Atât de simplu e. Bun. Ce să învăț? Bă, deocamdată ne-am trezit, suntem în situația unuia care n-a citit în viața lui o carte. Și ce spun un om care n-a citit în viața lui o carte? Nu. Mă întreabă, domnule doctor, eu cu ce încep? Și spun, cu orice. De ce? Pentru că tu nu poți să faci diferența între bine și rău dacă nu citești cărți proaste. Și paradoxal, să știți că unele dintre cele mai multe bune idei le-am văzut în unele dintre cele mai proaste filme. Eu zic așa, că dacă, adică nu, eu v-am zis, dar în psihanaliză se zice
În psihanaliză se spune că dacă te duci la o conferință și rămâi cu două idei, hai una, înseamnă că te-ai dus degeaba. Și de cele mai multe ori, o idee poate să fie acea idee pe care îți construiești toată cunoașterea. Pentru că ea stă la baza temeinii tale. Și lucrurile sunt foarte simple. Am un univers creat perfect, am o lume în care cel mai important lucru este școala, pentru că altfel nu supraviețuiești. Care sunt condițiile de supraviețuire, știți? V-ați uitat vreodată la animale. Puterea și școala. Supraviețuiesc cei mai puternici și cei mai adaptați. Cei mai adaptați înseamnă învăț să mă schimb în funcție de condiții. Stăteam și mă gândeam, la un moment dat, eu mă uit pe toate chestiile. De ce mi se par atât de interesante? De când eram mic, au evoluat în așa fel animale, încât dacă pe vremea mea exista un singur leu la o familie, acum sunt doi sau trei. Deci nu mai există un singur rege. Nu, frate. Și-au dat seama că dacă ești singur, ești vulnerabil. Au fost destui să fie doi frați care să se înțeleagă și să vâneze împreună și au devenit doi sau trei care au o familie de aia mare. Și evident că o familie de asta mare, care împarte tot vânat, mâncare, femei, supraviețuiește. Cu cine seamănă familia asta? Cu cei din China. Nu mai sunt creștini. Creștini au rămas la vremea leu, leoaica, pui. Nu au nicio șansă de supraviețuire. Pe când cine au șansa asta de supraviețuire? Arabii. De ce? Păi unul are N femei, tu ca bărbat poți să faci N copii, tu ca femeie nu. L-ați văzut pe la arabul că îl păstrez? Zice, se duce un englez și îl întreabă pe un arab, că era în cârje. Și zice, câți copii ai? 84, parcă. Nu? 84. How many women? 17. Dar era în cârje. Și îi întreabă, how many wives do you have? Și el zice, one. One? Deci asta e mentalitatea lor. Și noi vrem să îi învingem. Niciodată. De ce? Chestia că pentru noi considerăm că e păcat treaba asta, o să ne coste acolo. Lucruri care ei nu-l fac. Ați înțeles de ce creștinismul este? Propriile legi creștine o să facă creștinismul să dispară. Ei n-au problema asta și atunci o să facă copii. Chinezii n-au problema asta, o să facă copii. Voi nu faceți decât un copil și la revedere. Peste 20-30 de ani... N-are legătură cu creștinismul. Nu e adevărat. Are legătură cu creștinismul. Cu dogma creștină. Dogma creștină, e altceva. Nu e adevărat. Creștinismul înseamnă dogma creștină. Tu înseamnă că nu știi dogma creștină. Nu înseamnă creștinismul dogma creștină. Aici, creștinismul înseamnă toată dogma creștină. Creștinismul este, de astăzi, este rezultatul dogmei creștine. Este rezultatul dogmei și înainte de Isus și după Isus, tot ce are. Și de asta spun că o să dispară dacă continuă ritmul ăsta, pentru că nu este natural. Și tot ce e natural dispare. Punct. Degeaba că nu. Ca dovadă că crezi că chinezii sunt cu mult dinainte de creștini? Dar și le-a limitată nașterea. E limitată nașterea în China. Deci e limitată nașterea în China. Nu uitați treaba asta. E destul dacă sunt 200 de milioane care fac copii în afară. Și stați liniștiți că a început să-i se dea drumul chinezilor. Așa, pe NV, ei pleacă și se duc peste tot. Și când o să vedeți, când o să facă recensământul, o să vedeți că în România sunt atâția chinezi. Ce e rău asta? Da, China nu e deloc regres de natalitate, că de-aia au și dat un virus aici. Bun, revenind. Deci, am descoperit că cel mai important lucru este învățatul. De ce e important învățatul? De ce e atât de important învățatul pentru cel care a creat universul?
Pentru că învață și odată cu noi. Pentru că învață și odată cu noi? Hm, este o supoziție. Dar pentru ce? Pentru evoluție. Nu. Poate starea asta nu, pentru că poate universul ăsta nu este perfect și în permanență te poluează. Nu e perfect, e perfectibil. Dar el oricum. Am observat că în orice lucru natural, că este adevărată legea lui Darwin, faptul că în perspectivă natura alege ceea ce este cel mai bun și optim. Ăla supraviețuiește. Cel mai adaptabil. Și atunci, automat, învățatul este, are un scop. Ce? Să selecteze indivizi, măi. Indivizi. Viața este făcută ca să evolueze. Viața este făcută ca să creștem din punct de vedere intelectual. Am dat și m-am gândit de ce Dumnezeu nu pune foarte mult preț pe spiritualitate. Paradoxal. A, e importantă? Da. Că de-aia a creat-o. Dar eu judec altfel. Eu ca terapeut vă spun că Dumnezeu, bă, cei mai mari îngeri nu sunt în biserică! Cei mai mari îngeri știți unde sunt? Sunt pe teren. În IT. Să dezvoltă program. Eu vorbesc foarte serios. În știință. În biochimie. În mi-a venit la un moment dat un înger la terapie. De asta e termină școală acum. Și zice, dom'le doctor, eu vreau să studiez, stai așa că mi era o chestie, ceva cu genetica, adică e, ceva cu știința geneticii, deci o chestie de asta, de... Și stăteam și mă uitam la el și, bineînțeles că eu măsor mai întâi să, așa, și trebuia să facă treaba asta și să gândesc, mă gândeam deja, Doamne, Doamne, își bagă coada, inclusiv în știință, în genetică. De ce? În primul rând că, băgându-și, intrând acolo, poate să conducă asta în sens pozitiv. În al doilea rând, poate să implementeze programe pozitive de care avem noi nevoie. Și atunci ăștia îi găsești în orice. În astronomie, în învățământ, în armată, în toate ramurile științei. Și atunci pot să vorbesc despre Dumnezeu, să spun, bă, frate, e clar că lucrurile există pe pământ pentru că așa vrea El. Lucrurile dispar de pe pământ când consideră El. Dar clar, ceea ce urmărește El este dezvoltarea rasei umane. Înțelepțirea ei. A masei! El trimite vârfuri ca să înțelepțească masele. Nu-l interesează indivizii, ci creșterea nivelului spiritual, intelectual, de conștiință al întregii mase. De aia trimite oameni cu conștiință, un Buddha, un Isus, un Mahomet, ca să dezvolte pături sociale. E important? Absolut, da. Bun, ce face? De ce sunt importante? De ce e importantă totuși creșterea conștiinței de masă? V-ați întrebat vreodată? Bun, am înțeles că școala e cel mai important, am înțeles că ne interesează cunoașterea spirituală. Aia a fost foarte importantă ca să se nască Iisus, dar totuși nu mai e atât de important atâta, pentru că tot ce se întâmplă se transmută către știință. Atunci mă întreb, ce urmărește Dumnezeu dacă transmută toată către știință? Știți ce e mai rău decât un om needucat? Unul credincios și prost. Deci avem o mare problemă. Știți? Stăteam și mă gândesc ce este mai bun, ateismul nordic sau fanatismul musulman? Fanatism.
Băi, fanatismul religios e îngrozitor. Și dacă e mai durat și cu prostia, e și mai rău. Și din păcate ei sunt doar fanatici și proști. Adică și sunt inculți. Aia e problema. Ori, știi ce spunea părintele Nicu Steinhardt, parcă spunea? Dacă nu suntem buni măcar să fim politicoși, nu o să întâlniți politeția în enclavele musulmane. Bun. Deci, am înțeles că viața asta e făcută pentru noi, am înțeles că sensul este să învățăm, am înțeles că sensul este să evoluăm, am înțeles că noi evoluăm și supraviețuim prin gândire. Și ce am descoperit eu? Mie îmi place, pentru că ne-a băgat în cap creștinismul și ortodoxia, îmi pare rău, dar asta e realitatea creștinismului, că lumea este așa din cauza diavolului. Nu. Lumea e așa pentru că așa vrea Dumnezeu. Și o să vă spun și de ce. Pentru că adevărata capacitate a omului, potențialele umane, nu se pot manifesta în plenitudinea lor decât când sunt lăsați să zburde liber. Și atunci, motivul pentru care face Dumnezeu treaba asta este că El, de fapt, ce face? Împinge de la spate potențiale, dezvoltarea potențialelor umane. Potențialul nostru creator. Știți ce e frumos? Și stăteam și mă gândeam de ce iubește Dumnezeu. N-a apărut virusul, că ăștia au început deja să facă mișto de virus. Ați văzut? Pe Facebook. Se întâmplă nu știu ce, ăștia de fapt deja fac. Deci este foarte interesant această capacitate a omului. Umorul omului. Deci, creația, capacitatea creatoare a omului ca și Dumnezeu este extraordinară. Noi avem capacitatea de a crea. Și părerea mea este că Dumnezeu ca și creator nu face altceva decât să insufle aripi, să dea aripi oamenilor ca să devină la rândul lor creatori. Și asta nu se poate face decât de la simplu la complex. La complex. Bun. Voi mâncați animăluțe. Fiți atenți, am primit un film astăzi, ca astăzi m-am gândit, am primit un film astăzi cu o piață din China. Și la piața aia din China totul a fost perfect până când am ajuns la un loc în care aveau șobolani la proțap. Aia a fost primul moment. Deja, bă, dacă erau pui, n-aveam nicio problemă. Haideți să vă spun de ce. După care am ajuns la cuștile cu găini, n-am avut nicio problemă, că suntem obișnuiți. După care am ajuns la cuștile de câini și la câinii prăjiți. După care am ajuns la șerpii prăjiți și la nu știu mai ce. Și am zis, eu am reacționat într-un fel când a fost vorba de găini, am acționat altfel, reacționat altfel când e vorba de câini. Când am greșit? Când mi se pare absolut firesc să mănânc un pui la rotisor și când văd o pulpă de câine la rotisor, am o problemă. Când este? Care este adevărul? Principiul e același. Ați înțeles ce vreau să vă spun? Și atunci e foarte ușor. Mamă, o pulpă de porc, așa e. Un șoric. Dar de ce nu o blăniță de câine? Nu înțelegeți ce vreau să vă spun? Și atunci hai să nu fim ipocriți. Că problema e aceeași. Faptul că noi mâncăm pui, porc, vită, vițel, pește, este cu tot exact la fel cum ai mânca. Șobolan, câine, pisică. La proțap. Principiile sunt aceleași. Păi e clar. Numai că nouă ni se par firești. De ce? Pentru că le mâncăm noi. Dacă te duci din perspectiva chinezului, un câine galben, ăsta e bun, are carne macră. Aveam și un câine așa care semăna cu un labrador, cu un golden. Da?
Și știți că ei pe ăștia îi caută, că de obicei rasele de câini pe care îi mănâncă sunt mai galbeni. Adică sunt o rasă specială, nu mănâncă orice câine. În România îi mâncau pe orice. Eu am lucrat în Niro și mai erau chinezi ăștia care îi puneau pe băieții de la pază contra unei sume de bani să prindă câinii de prin ăla galben. Și îl prindeau ăștia nebunii pe bani. Deci, bun. Vouă vi se pare absolut firmez să mâncați animale care sunt crescute în abatoare, corect? Da, o să fiți oribilați să aflați că de fapt sunteți niște animale crescuți în abatoare. Adică planeta Pământ pe undeva este un abator. O fermă, mă rog, nu un abator, fermă. Da? După aia cum muriți, asta decide cine vă este șef. Adică, pe Pământ ați venit, ca să nu mai lungesc, că nu știu cât avem timp să lungesc eu povestea, pe Pământ, încă o oră? A, avem timp, vă țin de poveste. Mi se pare absolut firesc, nu? Că un regn animal mănâncă al regn animal. Dom'le, dar vă oripilați dacă un leu mănâncă o gazelă, nu? Nu toată lumea. Dar nu v-ați uita. Ați înțeles? Noi avem doza aia de ipocrizie. E adevărat că dacă iei pulpele de la mega gata făcute, e altceva decât dacă prinzi găina din curte, o tai, o cureți, o pârlești, o toate alea. Dar să știți că principiul e același. O secundă, eu nu sunt ipocrit. Eu mănânc carne. Dar eu încercam să-mi analizez reacția mea. Deci când am văzut câinii, mi-a stat inima. Sau pisica. Dom'le, n-am nicio problemă cu găinile. Pentru că le creștem pentru a fi mâncate. Și ei cresc câinii ca să-i mănânce. Care-i problema? Asta zic. Noi, câinii, având noi ca și animale. Deci, e vorba de raportarea noastră la anumite animale. Cum ne raportăm noi la anumite animale. Da? Nu, și cu porcii. Că mânca tărâțe și el cu porcii. Și mânca din aceeași chestie. Bun, nu asta e important. Important este cine sunt eu. Bun, deci sunt pe Pământ. Am înțeles că trebuie să învăț. Încă nu știu exact ce trebuie să învăț. Dar pot să aleg să învăț orice. Dar mai înțeleg ceva. Credeți că e importantă planeta asta? Credeți că e frumoasă? Credeți că este scumpă? Ca preț, așa? Crezi că costă mult o planetă? Mie-mi place treaba asta. Mi-am cumpărat o insulă. Bă, e banal. Dacă ești maker, ia-ți o planetă. Dacă ai bani, ce vrei? Planetă? Care? Mă gândesc, care e la Marte? O cumpăr eu. Sau poți să o pierzi la un PD3. Deci e importantă. Bun. Suntem în teatru. Dacă teatrul este frumos, nu, facem altfel. Noi suntem în acest univers. Eu nu știu cine sunt eu, da? Dar mă descoper. Mi s-a spus că trebuie să mă duc foarte departe să nu mi se vadă burta. Mi-a trimis cineva o poză și mi-a zis cam cât de departe să-ți fac poza să nu mi se vadă burta. Și e o chestie mică așa de departe. Da, m-a râs foarte tare de treaba asta. Dar eu cu tot cu burta mea pe care o iubesc, descoper că am corpul. Dom'le, cel mai apropiat lucru de mine. Dar ăsta doare, m-am ficat, mai... A? Bun. Ăsta mă plimbă, ăsta are nevoile lui pe care trebuie să le am în seamă, că dacă nu mi-e foame, dacă nu mi-e sete, dacă nu mă trece, dacă nu ceva se întâmplă, nu? Trebuie să am grijă de el, să-l spăl. Deci n-am încotro. Deci e foarte apropiat de mine. Ok. Și atunci, domne, e al doilea lucru pe care poți să-l analizezi cel mai aproape. Pentru că cel mai apropiat de mine nu e corpul tău. Cel mai apropiat de mine e corpul meu. Eu pot cel mult să te întreb de nevoile tale, dar nu pot să le ghicez. Dar pot să aflu sigur care sunt nevoile mele. Și atunci îmi analizez corpul. Și încep să-mi analizez corpul. V-ați analizat corpurile?
Ați văzut cum i-a alcătuit? Ați văzut Scurt Circuit, filmul? Scurt Circuit e un film foarte drăguț, pe care l-am văzut eu în copilărie, deci era foarte greu să-i vedeți unii dintre voi. Și acest film era vorba de un robot, militar, capabil să distrugă, să tragă cu rachete, cu raze laser, cum mai știu eu ce, care la un moment dat este trăznit, că de aia se numește, sau nu, e pus pe o platformă, se lovește de o linie de înaltă tensiune, are loc un scurt circuit și devine viu. Și începe să gândească. Și începe să facă tâmpeni. Mă rog. Drăguț este cum i-a alcătuit acest roboțel. Ei, când mă uitam, după aia, mă rog, după ce m-am ajuns eu să fiu medic și încep să tai și să faci alea, descoper o chestie foarte drăguță. Că tendoanele, degetele tale, sunt exact ca în Terminator. Nu? Numai că acolo avea, în loc de mușchi avea pistoane, în loc de degete și falange avea bucățele de oțel, în loc de ochi avea o sticlă, în loc de... Dar, în realitate, corpul uman este tot un fel de robot, numai că biochimic. Până la urmă, să știți, când faci medicina, că și eu am făcut medicina atom, că pentru că m-a interesat om, când faci anatomie, nu descoperi nicăieri sufletul. Deci nu e nicăieri. Și te duci și faci și anatomie, și fiziologie, și microbiologie, și aia. Și te duci cu microscopul din ce în ce mai aproape, faci și biochimie, și biofizică, și când te apropii și mai aproape de om, descoperi că nu e nimic. Și vine experiența. Știți, este experiența aia, este, nu știu cine, dacă n-am citit-o la Ivanhoe, când vorbea de un copac, de un buștean, și că dacă îl bagi în foc, nu mai iese nimic. Rămâne cenușă. Cenușă, căldură, apă. Bă, vă dau o veste bună, mai puțin bună. Dacă vă ia cineva și vă bagă într-un crematoriu, și din voi rămâne tot la fel. Deci problema este că corpul ăsta complex al vostru, la fel ca și bușteanul de copac, băgat în foc, dă același rezultat. Deci, în esență, sunteți precum? Suntem precum mușteinii. Vă e clar? Și atunci ce diferențiază omul de buștean dacă esența e? Nu știm. Dar e altceva. Și atunci încep să-mi analizez corpul. Ok? Bun. Și mi-am analizat corpul foarte ușor și acum am și posibilitatea. Ați văzut cele mai tari mașini la ora actuală? Bugatti Veyron, au scos ăștia o mașină care are la semnalizatoare în loc de culori, rubine. Adică, cum să spun eu, la semnalizator, ai semnalizator făcut din pietre de rubin. Ai alea, cum să spun eu, stopurile pe așa făcute din poți să-ți alegi diamante, poți să-ți alegi safire. Adică o chestie serioasă. Bun. Cele mai scumpe mașini, asta e una dintre cele mai scumpe mașini, cu aur, cu fir de aur, cu piele, cu chestii de astea. Nebunii. Crezi că tehnologia din mașina aia e superioară tehnologiei din corpul vostru? Cea mai complexă, cel mai complex calculator. Credeți că este superior corpului vostru? Nu. Deci, voi aveți o mașină cu care vă plimbați prin lumea asta, care este superioară tehnologic oricărei alte mașini. Ce spune asta despre voi? Într-un univers perfect, mă rog, complex, hai să nu zicem perfect, poate nu știu dacă e perfect sau nu. Într-o lume complexă, frumos făcută, științific făcută, voi aveți o mașină cu care vă plimbați, că nu pot să mă identific cu corpul meu, da? Că nu l-am făcut eu. Și am acest corp care este superior oricărei mașini. Ce pot să spun despre mine? Nu, că nu suntem perfecți. Că suntem foarte importanți. Deci dacă eu, ca individ, am o mașină care
are atâta tehnologie în ea. N-are, nu are importanță formă, nu are importanță cum, dar este cu cea mai înaltă tehnologie, pentru că omul are mai multă tehnologie decât alte animale. Pentru că are ce? Conștiință, are ce? Gândire, are capacitatea de a, are imaginație, are... Deci foarte softul e altul. Ce pot să spun despre mine în raport cu cel care a creat universul? Că sunt foarte important. Păi de ce? V-ați uitat vreodată la copiii la locurile de joacă? Voi unde l-ați duce pe copilul vostru să vă joace? În cazul în care există acel loc și vă permiteți din punct material. Îl duceți la un loc de joacă să se dea uța? Sau duceți la un loc de joacă foarte complex, unde să învețe foarte multe mișcări, unde să experimenteze foarte multe? Acolo! Deci dacă voi v-ați duce copilul acolo, ce puteți să spuneți despre Dumnezeu în raport cu voi? 1. V-a dat cea mai bună mașină, care încă nu e construită de voi în univers, v-a creat locul de joacă cel mai frumos și v-a creat toate condițiile să învățați. Deci ce puteți să spuneți despre Dumnezeu în raport cu voi? Cu voi! Că vă iubește foarte mult. Nu că vă iubește foarte mult. Că v-a dat tot să puteți să învățați. Oare de ce? De ce crezi că a făcut Dumnezeu asta? Bun! De ce? Nu. Ajunge. Bun, o secundă. Hai să luăm așa. Am descoperit că Dumnezeu a creat un loc de joacă minunat. Că ne-a creat jocuri care sunt minunate și că ne-a dat și o modă, o mașinuță cu care să ne jucăm minunată. Bun. El este... se vede clar că e foarte deștept, da? Se vede clar că e foarte... E mult mai deștept decât noi. Bun. Și atunci eu nu pot să ajung la gândirea lui. Bă, nu pot. Nu pot să înțeleg. Da? Dar pot să înțeleg altceva. Pot să mă înțeleg pe mine. Din perspectiva asta. Da? Eu am un copil. Copilul meu face tâmpenii. Dar, pentru ce îi fac un loc de joacă? Pentru ce îi dau o mașinuță? Să se joace, să învețe. Da? Pentru ce îi creez eu condiții copilului meu? Să fie mai bun decât mine. Bun. Și învăț și eu odată cu el. Bun. Și atunci, extrapolând, prin analogie, ce vrea Dumnezeu de la mine? Să fiu asemenea lui. Să fiu asemenea lui. Ce înseamnă asemenea lui? Bă, nu știu ce înseamnă asemenea lui, dar văd că totul este bine, totul este complex, totul este frumos, totul e armonie, totul e echilibru. Că universul este echilibru, că mă uit sus. Bun. De ce sunt într-o zonă de dezechilibru? Dacă el e echilibru, deci pentru că... Trebuie să înțelegeți un lucru. Noi ne uităm aici. Bă, dar nu văd niciun război în cer pe acolo. Nu văd pe nimeni luptându-se pe lună. Nu știm dacă se bate cineva pe Marte. Încă nu avem date de genul ăsta. Pare să fie echilibru. Deci nu știu. Pot cel mult să presupun. Și nu văd balamuc decât aici. Eu văd balamuc aici, nu văd acolo. Și atunci, de ce e balamuc aici și acolo e liniște? Ca să putem să ajungem la nivel. Bun. De ce? Pentru că, și observ ceva, pot să înțeleg că asta arde dacă nu pun mâna? Dacă văd? Nu. Arde, nu am înțeles. Deci, pot să văd, pot să simt că arde dacă nu pun mâna. Și atunci am văzut un film care nu era foarte bun, dar mi-a plăcut o replică, nu știu dacă nu era din Electra, în care maestrul ei spune: unele lucruri nu pot fi predate, pot fi doar trăite. Și atunci noi suntem aici pentru că trebuie să trăim. Ce să trăim? Putem să înțelegem binele? Putem să înțelegem binele și răul dacă nu. Nu puteți să înțelegeți binele
dacă nu îl ai în comparație cu răul. Exact. Și atunci, lumea asta, că de asta spuneam, lumea asta este creată așa și îngăduită așa de el, e ținută de Dumnezeu, special ca binele și răul să se manifeste, pentru că numai așa, prin comparație, eu pot să înțeleg. Deci tu nu poți să... Tu nu poți să înțelegi lucrurile decât în comparație cu răul care se întâmplă. Mai e o chestie. Știți care este principiul formării gândirii? Experiență repetată. Unii au zis în felul următor, acum stau să mă gândesc dacă se poate și altfel. Da, sunt și îngerii care învață altfel, dar în general, principiul formării gândirii se datorează, deci gândirea se datorează frustrării. Adică, pui presiune și momentul în care are presiune, da? Copilul ce face? Începe să gândească ca să găsească soluții prin care te fraierește pe tine, profesorii sau societatea. Cea mai bună dovadă că un copil începe să gândească este momentul în care începe să mintă. Tu îi spui nu, el zice, da, bineînțeles. Pe mine m-am amuzat teribil. Ați înțeles? De ce? Pentru că și așa e creată lumea asta. Special ca să formeze gândirea, îți apare, pune presiune în sens contrar. Așa. Și vreau să vă spun ceva. Cu cât e mai mare presiunea pe tine, asta apropo de copilărie, de abuz, de probleme care le ai cu părinții, de, înseamnă că cu atât ești mai mare. Mai puternic, nu mai creativ. Mai puternic. De ce? Păi, ca să pui presiune să pornești un motor de vapor, e cu totul altceva decât să pui să pornești un motor de motoretă. Și atunci, ca să pornești gândirea unui spirit mare, câteodată suferința pe care trebuie să o creezi trebuie să fie atât de mare încât... Știi că dacă înțepi un ac de papiot în fund, un elefant, eu nu cred că te va simți. Bă, e clar? Bă, și atunci presiunea trebuie să fie atât de mare încât să-l urnești. Sau un hipopotam. Nu merge, frate. Și atunci, de-aia îi au țep din alea. Pe noi nu ne... Cum se cheamă? Dacă poți să-l împingi pe om cu un ac de papiotă, clar. Dar nu o să te bage niciodată în seamă un elefant. Bun. Deci... Suntem pe pământ ca să învățăm, suntem pe pământ într-un loc de joacă, suntem pe pământ în care experimentăm, special ca să învățăm. Cam asta e concluzia pentru care suntem pe pământ. Acum, importanța lucrurilor pe care le-am de învățat le stabilim noi. Fiecare are alte lecții, fiecare are alte căi, fiecare are altceva. Dar ceea ce face frumoasă planeta asta este tocmai diversitatea oamenilor care se nasc pe ea. Bine, acum am plecat de la premisa cine sunt eu, încercând să plec de la simplu fapt că nu știu nici cine sunt, nici ce caut, nici ce. Pur și simplu, acum m-am trezit și zic cine sunt eu, da? Și încep să analizez lumea. Dar acum dacă revin la ceea ce știu, pentru că cam astea sunt etapele, văd, da? M-am născut. Bă, asta e o certitudine, da? M-am născut bărbat. E clar că dacă m-am născut bărbat, am o lecție de... Bărbat, pentru numele Lui Dumnezeu. Pot să-mi o accept sau pot să-mi o accept. Am o lecție de femeie. M-am născut femeie. Dacă sunt femeie, am lecția maternității. 90% înseamnă că șanse că sunt că... Da! Am lecția sexualității. Pentru numele Dumnezeu, că de-aia organele respective. Că dacă n-ai avea gură, n-ai mânca. Deci clar există șansa să ai. Că odată ce ai organele, ai și... funcția. Da? Și tot așa, din aproape în aproape descoper că am de experimentat. Am de experimentat masculinitatea. De ce? Că sunt bărbat. Am de experimentat sexualitatea. De ce? Pentru că am organe sexuale. Am de experimentat ce? Munca!
Asta dacă nu v-ați născut nababi și aveți niște părinți care pot să vă țin acasă. Atunci, slavă Domnului, mă bucur pentru voi. Bă, dar nu prea vă văd așa. Nu prea vă văd milionari. Și atunci aveți de experimentat ce? Munca. Știți, există o... Știți ce se poate vedea în regnul animal? În regnul animal, faptul că fiecare trebuie să muncească pentru mai puțin leu. Dar până și leul, fiți atenți, este în vârf, în top, până când? Până când e puternic. După care, la revedere, drum bun, pleacă sau îl papă ceilalți. Adică, la revedere, ce avem de experimentat în lumea asta? Să fii cel mai bun. De ce? Pentru că altfel nu papi. Cum poți să mergi la muncă, la serviciu? Cum poți să crești? Fiind cel mai bun. Sau măcând, făcând altfel. Tâmpenii. Și tot trebuie să faci ceva ca să urci. Mai îmi vin copii de ăștia care nu învață. Și eu sunt de la foarte nesimțit. Dacă sunt fete, zic, fii atent. Pe lumea asta ai două posibilități. Unu, ai părinții tăi să milionari? Nu. A, deci o să trească să te descurci singură. Bun, dacă trebuie să te descurci singură, ai următoarele variante. Una, ori întâlnești un bărbat milionar care să aibă grijă de tine. Dacă e frumușică, ai șanse. Dacă nu, îmi pare rău, n-ai. Sorry. Da? Admițând că ai, tot trebuie să prestezi pentru asta că nu te ține nimeni degeaba. Ai înțeles? Sau te prostituezi. Bă, dacă să te prostituezi, trebuie să o faci ca lumea. Pentru că dacă nu te prostituezi ca lumea, nu te cheamă a doua oară. Deci până și asta trebuie să o faci ca lumea. Admițând că și ai o singură variantă, deci dacă nu le-ai pe ăla care să fie bogat, nu te prostituezi, n-ai decât o soluție. Care? Să înveți. Punct. E foarte simplu. Deci treaba mea nu e să-i pun să înveți. Treaba e să le arăt opțiunile. Care? Ce vrei tu să faci? Poți să le încerci pe toate. Mie mi-a venit o tipă de genul ăsta. Mi-a venit la un moment dat. Deci mi-a picat fața. Era o blonduță, așa ziceai că, mă rog, a fugit de acasă. Știți, domnule doctor, eu sunt prostituat. Poftim? Deci mi-a stat... Eu m-am amuzat, semăna cu fiimea, vorba aia. Poftim? Zice, da, m-am îndrăgostit la 16 ani de un țigan. Țiganul ăsta m-a luat, am fugit de acasă, am fugit cu el și m-a dat la produs. Avea 19. Zice, noroc că m-am ținut de școală și zice, acum sunt la școală de asistente medicale și vreau să învăț să fac terapie. Mi-a ajuns. Punct. Le dau această variantă. Le povestesc. E foarte simplu. Iar la băieți, e altfel. Bă, cigolo, nu prea te văd că n-ai față. Doi, poți să furi, poți să fii ex-roc, dar după cum te vezi, la noi îi prind destul de repede. Evident, trebuie să vezi dacă faci baie, faci față în pârnaie. Cum ești tu subțirel, s-ar putea să n-ai nevoie că îți găsești un protector care să aibă grijă de tine. Dar trebuie să fii dispus să faci diverse. Îți place sex oral? Să faci? Deci rămân șocați. Eu vorbesc foarte jos. Îți place sex oral? Nu. Atunci s-ar putea să nu-ți placă să ai un protector. Și ai următoarele soluții. Ori furi și ajungi în pârnaie și atunci o să ai nevoie de protector, la 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 la. Ori înveți. Alte variante nu există. Eu vorbesc foarte serios. Asta e cruda. Deci eu am fost în lumea interlopă. Deci, dar am avut o șansă. Era fratele meu acolo. Și stătea între mine și ea. Mi-a zis de la început, fii atent, vii, te uiți, dacă te prind cu ăștia, eu te bat de te usuc. Ok, și am fost chibiț, se cheamă. Adică chibiț e ăla, care se uită din afară. Voi nu știți cum e. De asta zic, dar am cunoscut-o. Și trebuie să le explici. Asta e. Și își revin. Că altă variantă nu există. Adică gogoși nu sunt. Nimeni nu-ți dă nimic degeaba. Ori muncești, ori furi. Punct. Nu scade din cer și nu-ți dă Dumnezeu din cer. A, câștigă 1 la 6 din 49. Aia e așa, pentru gâște ca să joace. De când e lume. Ați înțeles? Și atunci, de fapt, toată viața noastră este plină de decizii.
Decid să învăț, decid să nu învăț. Decid să fac unde să dau un examen, decid să nu. Decid să fac o meserie, decid să nu. Evident că există și Dumnezeu pe filiera asta și câteodată drumul tău e trasat. Pentru că ai lecțiile alea pe care le-ai de trecut. Este perfect adevărat. Da? Alea sunt regulile karmice. Da, în general, poți să schimbi și la un moment dat să devii co-creatorul propriei tale vieții. Greu, dar nu-i posibil. Pentru unii mai greu, pentru că au karme mai grele, pentru unii mai ușor, pentru că au karme mai ușoare. Pentru unii mai greu, pentru că au protecție, mai ușor, pentru că au protecție divină mai bună, pentru unii mai greu, că au făcut foarte multe bube. Nu e Dumnezeu vinovat. Vreau să vă spun ceva. Pe cine credeți că ajută Dumnezeu mai mult? Pe unul care are o karmă foarte grea și se roagă din toată inima lui sau pe unul care nu are karmă, dar îl doare în flecuri? Pe amândoi, dar nu la fel. De ce îl ajută pe primul? Pentru că pe Dumnezeu îl interesează foarte mult relația cu omul. Și atunci, ideea este în felul următor. Dacă tu te rogi lui Dumnezeu, îți găsește și modalitatea prin care poți să-ți rezolvi problemele sau să-ți obții ceea ce dorești, chiar dacă n-ai voie. Poftim? Îți îndrumă pașii spre soluții. Exact. Ai soluții. Îți dă soluțiile către. Pe când tu, dacă crezi că faci ce vrei tu și totul știi mai bine, te lasă, du-te. Nu te ajută. Știți când te ajută? În momentul în care cere. El nu intervine dacă tu nu-i ceri ajutorul. Nu intervine. Bun. De ce e foarte important să înțelegeți treaba asta? Să înțelegeți de ce se întâmplă răul. Răul se întâmplă, apropo de... Răul nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. A citit Ben-Hur? Foarte interesant. Ar merita să o citiți. Sau Cămașa lui Hristos. Foarte interesant. Acum, vreau să vă spun ceva. Eu nu-L confund pe Iisus cu Dumnezeu, nici măcar pe Hristos cu Dumnezeu, dar îi consider manifestarea Dumnezeului primordial. La fel ca și Mahomet, la fel ca și Buddha. Dumnezeu a găsit foarte multe. Adică vreau să spun ceva, pentru mine e mai important omul de lângă mine prin care Dumnezeu îmi transmite un mesaj decât biserica. Pentru că Dumnezeu poate să se vorbească prin oricine. Dacă și să asculti. Și atunci e foarte important omul de lângă mine. Omul de lângă mine nu însemnând, ci în fiecare moment. În fiecare moment, prin fiecare om, poate să-ți vorbească ori Dumnezeu, ori dracu. Punct. Și dacă ești destul de atent, începi să faci diferența dintre ele. Simți. Asta e de la ala, ăsta e de la băieții ei, la alții, ăștia. Începi să le bunghești așa. Și știi ce ai de făcut. Știi ce să alegi. Bun. Sunteți aici. Pe pământ. Sunteți aici. Ați venit să învățați. Ce aveți de rezolvat voi mai departe? În primul rând vreau să înțeleg că drumul fiecăruia este personal. Adică e ca și cum se poate asemăna cu examenul la școala de șoferi. La examenul de la școala de șoferi nu primești niciodată același test unul cu celălalt. Dai examenul cu instructor diferit spate și condițiile de trafic sunt cu totul alta. Tu o să întâlnești alte mașini. Deci întotdeauna o să ai alte condiții decât celălalt. Că nu ești în aceeași mașină. Vă e clar? Și atunci, voi aveți fiecare alte de întrebări, alte de etape prin care trebuie să treceți și alte lucruri pe care trebuie să le învățați. Nu știu eu care sunt etapele voastre. Eu pot cel mult să vă învăț, să le descoperiți și să le treceți. Atât. Dar nu știu care sunt alea. De ce? Păi farmecul vine din întâlnirea cu etapele. Farmecul vine cu... Adică evoluția voastră se bazează pe modalitatea cum alegeți să rezolvați problemele. Cu ingenieritatea cu care alegeți să faceți lucrurile. Nu cu rețete. Toată lumea așteaptă rețete. Cum rezolv problema acum? Nu. E treaba voastră cum rezolvați problema. Aia vă determină ca spirite.
Nu mai așteptați să vă rezolve cineva problemele. Cineva vă poate ajuta, vă poate susține, vă poate da variante. De a ghici cine trebuie să le aleagă, să aleagă variantele. Voi. Nu mai alegeți pentru copiii voștri, că îi nenorociți și pe ei și pe voi. Aveam o emisiune cu un, el e psihanalist, parcă, cu Matei Georgescu. Și mă întreabă, bă, dar de unde știi tu acolo? Zice, bă, i-am zis, pentru că eu am greșit foarte mult. Am făcut foarte multe tâmpenii. Nu mi-a fost frică să experimentez și nefiind frică să experimentez, am putut să-mi găsesc răspunsul. Dacă ție ți-e frică toată viața că divorțând te duci în iad, aia e o problemă. După ce divorțezi prima oară, îți dai seama că nu te duci niciun iad. Eu aveam, de ce? Păi așa se spune, mamă, dacă divorțezi, te ia dracu. Ești slăbănoc. Bun. Eu aveam în copilărie doi prieteni. Ăștia doi prieteni aveau o mamă, care mama lui fusese căsătorită de două ori și erau, fiecare era făcut cu un alt tată. După care s-a recăsătorit a treia oară și soțul ei mai avea un băiat, care era de vârsta noastră. Deci eram patru, am făcut o echipă foarte bună. Eu țineam foarte mult la tantea. Evident că am ajuns în ortodoxie și au început ăștia cu pierzania, cu tot satul o privea într-un anume fel. Și eu o iubeam foarte mult, pe lângă faptul că era foarte bună cu toți băieții și avea grijă de ei. Deși stăteau mai mult la bunici, că de era foarte ocupată. Eu asociez întotdeauna cu faptul că avea laborator de cofetărie și când ne duceam acolo, ne dădea un platou cu indiene pe vremea lui Nanicu. Și pe toți ne trata la fel. Pe toți băieți. Și mă tot dau seama că m-a chinuit mult chestia asta cu dum, să te duci în iad. Deci toate tâmpenile le-am învățat în creștinism. Toate. Și a culminat cu alte tâmpenii ale catolicismului de acum. La un moment dat era o tipă care era milionar, cred că a și murit, Dumnezeu să o odihnească, că oricum a se întâmplat cu vreo 30 de ani. Tipa era multimilionar. Multimilionar, dar era catolică și se căsătorise cu un penticostal sau cu un adventist. De urmare, biserica catolică a excomunicat-o. Ea a suferit foarte mult din cauza asta, că a fost exhumată din Biserica Catolică. Eu pot să-i transmit că n-are nicio problemă, că chiar nu merita supărarea. Dar, în primul rând, îi dăduse, deci avea un singur băiat și lui ăsta i-a zis, știi ce, mi se pare frios să-ți dau niște bani să te ajut, pentru că, mă rog, sunt bogată. Și a dat $1,000,000, atât. Și restul, deci nu bani de bani, nici măcar. Avea un spital de studiu pentru oncologie pentru copii. Deci totul a lăsat acolo. În fiecare an de Paști și de Crăciun îmbrăca săracii, pături, haine, căldură, adăposturi, chestii de genul ăsta. Și stăteam și mă gândeam. Bă, ce te faci dacă te excomunică biserica? Te doare în flecuri. Nu te mântuie. Ați înțeles? Nici biserica, nici Iisus, nu vă mântuie nimeni. Îmi pare rău să vă spun. Singurii care vă puteți mântui sunteți noi. Voi. Prin ceea ce învățați, prin ceea ce schimbați în voi, prin ceea ce. Da? Dacă suntem pe pământ, principiul atracției cu teluricul. Un spirit vine pe pământ pentru că e atras de pământ. Știți ce anume atrage pe pământ? Gravitația. Știți ce este gravitația? Atracția materială dintre două obiecte. Știți ce înseamnă atracția materială dintre două obiecte? Înseamnă că o entitate negativă dintr-un obiect atrage entitatea negativă în alt obiect. Deci, voi sunteți pe pământ pentru că în realitate, la nivel de corp, la nivel de spirit, aveți energie și programe negative. În momentul în care nu o să le mai aveți, ghiciți ce o să se întâmple. O să fiți niște baloane. Niște eliberați.
Încă nu, că altfel vă predam levitând. Dar sunt pe cale. Ați înțeles? Asta nu înseamnă că toți care au levitat sau au mers pe oameni sunt perfecți. Asta nu înseamnă că toți cei care nu levitează sunt imperfecți. Astea sunt doar niște reguli. Asta încercam să vă spun. Deci ceea ce aveți voi de făcut, în perspectivă, este tocmai să vă găsiți aceste programe de la nivel interior și răschimbați în sens benefic, pentru că altfel nu ați fi în această cameră, pe această planetă, în această țară, în acest corp. În altă ordine de idei, depinde foarte mult cum vă raportați la tot. Eu mai întâi de toate mă consider un copil al lui Dumnezeu, după aia mă consider un om de pe planeta Pământ, de-abia după aia un european și de-abia după aia un român. Dacă vă considerați mai întâi român, e greșit din punctul meu de vedere, pentru că ați fost înainte să fiți români. Deci, faptul că v-ați născut români nu vă determină identitatea la nivel de sine. E un rol. În viața asta sunteți români. Eu îmi îndeplinesc rolul de român. Deci să știți că mă ocup de educația spirituală a poporului român. Dar nu mă consider în primul rând român. Ați înțeles? Eu nu am o problemă să spun că sunt român. Nu mi-ascund identitatea când ies afară. Sunt mândru că sunt român, pentru că sunt bun în ceea ce fac. Adică mult mai bun decât mulți din afară. Asta știu, da? Sunt foarte modest de altfel. Ați înțeles? Nu, dar noi ne comparăm, ne cunoaștem. Și atunci, de ce vă spun treaba asta? În momentul în care să considerați așa, nu o să mai priviți lumea din perspectiva românului. Crezi că din perspectiva planetei Pământ e importantă, adică e importantă globalizarea? Credeți că e bună sau rea? Vă dau o veste. Nu e bună, nu era, n-are încotro. Adică lucrurile sunt foarte simple. Orice, mai întâi au existat triburi, după aia a existat ginte, după aia a existat popoare, după aia a existat imperii și o să fie și după aia a existat țări, republici, după aia a existat uniuni și ghici care este pasul următor. Globalizarea. Voi e clar? Deci nu are importanță dacă vă place, dar nu, dacă considerați bine voi sau nu. E un lucru firesc. Ca ori, același lucru se întâmplă pe orice planetă. Clar? Problema e cine ajunge la masă. Deci aia e important. Cine ajunge la masă la globalizare? Din păcate, pe neanicul l-a mielit că el ar fi vrut să fie la masă. Dacă vreți să știți, a fost un tip foarte deștept. Adică dacă mai trăia un pic, el făcea bomba atomică. Și dacă făcea bomba atomică, intra în G10, că pe vremea era G5 sau nu mai știu ce. Adică țările care dețin bomba atomică. De obicei, alea impun regulile. Și atunci a vrut și el. Ăștia și-au dat seama și atunci l-au mirlit. Înțelegeți? Deci el a vrut și el să fie poporul ăsta la masa tratativelor. N-a ieșit. Că suntem mici. Da. Poporul român are o putere foarte mare. Și ăsta este spiritul. Are rădăcinile și spiritul. Și are locurile. Asta trebuie. Forța asta este dată. Și vă mai spun ceva. Puterea asta a țării astea, a teritoriului ăsta, mă uitam acum despre centri energetici din România. Băi, sunt centri energetici puternici în România. Asta creează, într-adevăr, și permite nașterea unei entități superioare. Dar asta creează și niște probleme. Și se spune că la umbra stejarului bătrân nu prea cresc stari. Deci, indiferent cât ești de puternic, nu prea poți să te manifesti în România. De ce? De aia. Pentru că aici lumină e.
Așa că marea majoritate a celor care vor să manifeste, să urce. Eu de încăpățânat n-am plecat, dar să știți că mie mi s-a spus de mult. Am o prietenă care e numerolog. De când m-a văzut, zice, bă, tu dacă vrei să ajungi un nume, trebuie să pleci afară. Numai că eu sunt încăpățânat. Și mai e o chestie. Am considerat întotdeauna că am o datorie față de poporul român să-l învăț. Nu față de alții. Că am vrut să plec, da, dar am vrut să plec acum vreo 5 ani, nu înainte, după ce mi-am terminat niște din alea. Dar cu adevărat nu poți să te manifesti decât afară, tocmai din cauza că aici energia fiind poate puternică, tu nu poți să mai manifesti. Că e ca și cum aș străluci în soare. Fâs. Nu te vede nimeni. Unde te vezi? În întuneric. Eu sunt într-o țară de asta cu EBF-ul. Dar în România deja nu mai, că ne călcam pe picioare. Și asta e valabil pentru mulți. Mulți dintre voi o să plecați la un moment dat pentru că lumina trebuie răspândită acolo, unde e nevoie, unde, în întuneric. Da? Bun. Ce aveți de învățat? Tot. Foarte simplu. Absolut. Să studiați tot. Acum că sunteți în România, n-aveți decât să studiați. Creștinism, ortodoxia, psihologia, psihicul uman, tot ce găsiți. Că de-aia sunteți aici. Studiați interpretarea ezoterică a basmelor populare românești. O să găsiți, oho, multe. Studiați magia veche a poporului român. O să ziceți de ce. Poate vreți să știți, dar să știți că primul vaccin care l-a făcut Canta Cuzino era o metodă, nu era un descântec, era și un descântec, dar era problema cu găina. Deci el a studiat magia de țară. Și când apărea o viroză care omora găinile, era o formă foarte simplă. Lua o găină, o arunca de vie în apă, o fierbea nu știu cât, după aceea tăia bucățele și o dădea la cealaltă. Deci era de fapt un antiviral. Ați înțeles? Foarte frumos. Și așa a făcut primul vaccin. Punct. Ați înțeles? Așa că întotdeauna această magie are și o parte științifică. Foarte tare. Numai că a fost destul de deștept să vadă dincolo de. Așa cum eu, de ce mă ocup de astea și de frici? Pentru că eu când eram mic, hai să vă povestesc apropo de traume și de emoții. Și mă duceam la... Mă amuzam, știi? Acum când îi văd pe ăștia cu ce scule, am fost și eu la pescuit. Mamă, și când am scos niște scule așa aliniate, de alea care țiuiau când senzori. Și ne-am adus aminte că noi aveam făcute din alun. Ne duceam și ne alungeam foile de alun și le lăseam la uscat. Din sârmă și puneam izolier band. Și dar greu ne făceam rost de izolier band. Aha. Mă rog. Și la un moment dat duceam noi în zăvoi să ne luăm elușe de alun de pescuit. Și cum am trecut? Noi un ăsta de la țară. Aveți grijă că mai încolo e un șarpe, l-am omorât eu, e în potecă. Și am mers. Și cum am mers noi, am trecut la un moment dat peste ceva negru. Eu am crezut că e băț. Cum ha-ha-ha, hi-hi-hi, n-am văzut. Numai că la un moment dat, când am trecut, a strălucit în soare, știi, cum alergam. Și m-am uitat și s-a ridicat și s-a uitat la mine și eu, ăla din spatele meu, care era cu toporul, toporul era la mine. Îi ziceam, sucă îi ziceam, că după asta lunea Marin, că eram la Olteni. Uite șarpele, băi, în secunda 2 s-a întors la el. El a nemit, dar și-a început să zică, dă-mă topor, dă-mă topor, să mă răbi șarpele. Aveți cuvântul meu, că nu l-am prins. Deci eu nu am văzut un șarpe
să se miște cu o viteză atât de mare încât să nu poți să-l prinzi tu ca copil. Nu l-am prins. Mă rog, dar am rămas așa. N-am mai avut chef de nimic, ne-am dus noi. Dar m-a văzut mătușii mea. Ce-i cu tine, că ești cam galben? Păi stai să vezi. Și am povestit. Te speriași. Mă speriai. Hai. Și mă duce ea la mama mare, mama lui unchiul meu. Și zice, hai că te descântă baba. Zice, avea o blană de aia. Zice, asta e blană de lup. Mi-a luat 3 foi de aia. Zice, așa, că de frică, de la la la. N-am mai avut nimic. Dar pentru dumneavoastră că n-am mai simțit frici până n-am avut prima oară un atac de panică, mă gândeam ce e cu frica asta. Și mi-am descoperit că e energie. Energie, informație și spirit. Și când dacă într-adevăr îți bagă un program de la că nu ți-e teamă de nimic, mă rog, dacă ți-e teamă de ceva, nu simți nimic. Vine orice, îi arăt, tu, pâs. Și de asta, când înțelegi, ajungi să poți să tratezi și pe alții. Tot pleacă de la o chestie de asta banală, care e rânduită de doamna. După aia mi s-a mai întâmplat, să știți, am trecut peste șarpe și altă dată. Am mai avut nimic. Nu mai. Aveam talentul ăsta. Și după aia când l-am omorât pe unul pe care l-am întâlnit, mi-a părut rău. Da, așa am făcut. Era reacția, probabil. Bun, revenind. Deci în momentul în care să înțelegeți că totul e informație, energie și spirit și că totul poate să fie schimbat într-un fel sau altul, o să vă fie mai ușor să vă, chiar dacă nu știți voi, știți că pot alții. Chiar dacă nu reușiți voi singuri, vă duceți și căutați pe cineva care se poate. Nu eu, nu asta e intenția mea. Nu prea mă ocup de chestii de astea emoționale, pentru că întrebările unde le aveți? Sunt? N-ați făcut nicio întrebare? Nu ni s-a spus. Nu, trebuie... De asta... Incinerarea. Corpul uman are mai multe structuri. Structurile astea sunt structuri muritoare, structuri nemuritoare. Dar există chiar și structuri nemuritoare, care pot fi distruse prin foc. Și atunci, în momentul în care ești incinerat, structurile nemuritoare, care în mod normal ar putea să se elibereze din corp în timp, cum ar fi sufletul din inimă. Da? E, acea structură o pierzi. Și atunci am măsurat și se pare că dacă te incinerezi, pierzi cam 5% din suflet. 5% din suflet poate să însemne foarte mult. Dacă eu am 74 sau 75 și pierd 5%, ajung la 70. La 70 mai ajunge rău. Dacă rămân la 75, am depășit pragul ăla până unde poate, sau 76, nu mai știu exact, până unde poate să ajungă demonul. Există o vibrație dincolo de care nu mai poate să treacă, că e prea mare pentru el. Și atunci de asta zic, nu sunt de acord cu incinerarea, pentru că de fapt pierzi din suflet. Dar asta nu e valabil pentru toți. Pentru că ce faci cu indienii? Sunt 1 miliard. Ce faci cu chinezii? Sunt 1 miliard. Nu e vorba de cult. Nu e vorba de necesitate. Vrem, nu vrem, la un moment dat tot ajungem să fim incinerați. Pentru că nu o să mai avem loc să ne înmormântăm. Nu, noi ne înmormântăm. De ce? Noi suntem ortodoxi. Bă, mă, lași. O să zic că, hello, n-avem spațiu, sunt pline. Sau ajungem ca în Spania și facem cimitire pe verticală și tu capeți etajul de sus. O cușetă mică care să te bage acolo. Se poate. Dar, nu, cum să spun eu, nu cred că e cel mai important lucru. Deci e important ce ai făcut. Dar dacă mă întrebați pe mine, de exemplu, pe Sergiu Nicolaescu când l-au incinerat, el oricum avea valori bune, s-a dus ok, chiar nu cred că l-a interesat dacă îl incinerează sau nu. Și mai e o chestie. Dacă mă întrebați pe mine pe undeva e bine că dacă rămâne un loc al tău și mai ales dacă ai fost un tip special, băi, ăla rămâne în portal. Dacă e incinerat, nu rămâne niciun portal. Adică să zicem că ai valori bune. Dacă te-ai incinerat, s-a încheiat cu portalul. Pentru că a distrus exact partea aia de
spirit care face legătura între pământ și cer. Așa că dacă sfinții ar fi fost incinerați, nu mai era niciun sfânt, nicio moaște, nimic, niciun portal, nicio sfințenie. Așa că eu cred că trebuie să faci ceea ce simți tu sau ce simt ceilalți. Dar nu pot să zic că sunt de acord sau nu sunt de acord. Până la urmă, nu te împiedică și nu te ajută foarte mult faptul că nu te încerci. Și eu oricum nu cred în mântuirea popii. Adică faptul că vine popa și îți... că el poate să dezlege? Da. Că poate să dezlege de păcate? Că poate să preia? Da. Dar dacă nu ți-ai învățat lecțiile, oricum te întorci. Nu plătești dincolo, dar tot te întorci. Și dacă ești și dacă te ești incinerat și dacă nu, n-are importanță. Ei, na, cum să nu te întorci? Deci, nu corpul e problema, spiritul. Dacă spiritul tău nu e perfect, oricum te întorci. Clar. Deci, cum să vă zic, eu astea-s povești. Nu, dar oricum te întorci. Cum te întorci? Zice, Doamne, Doamne, marș înapoi că n-ai învățat. Deci o secundă, ce legătură are corpul cu întoarcerea ta după aia? Deci faptul că ai murit, ți-ai lăsat corpul, la revedere, drum bun. A, voi credeți în aia când se nasc, se trezesc morții și învierea de-apoi când vin și încep mersi? A, mai credeți în prostioare de aia când se învie morții? Aia din crez, crezul e o mare prostie. Aia cu aștept învierea morților și viața veacului ceva să vie, amin? Alea sunt în penimă. Deci nu are nicio legătură spiritul cu corpul. Aia e păsărica cuiva. Undeva, cândva a apărut și crezul ăsta. Dar e stupid. De ce? Păi, unu, exclude reîncarnarea. Doi, bă, n-am nevoie de corpul ăsta ca să trăiesc. Și când se vorbește de viața, de, e vorba de trupul de slavă. Ceea ce e cu totul altceva. E trupul energetic. Păi, în fiecare la altă înviere, la asta, că vie mortul din groapă. Nu, există și o viață în trup, dar e cu totul altceva. Este a doua planetă, după ce judecata ăstea, formarea ălea, e o întreagă poveste. Dar prin ardere, corpurile subtile nu suferă nimic? Asta zic, că sunt distruse unele dintre ele. Păi o secundă, și ce legătură are coada vacii cu ștampila primăriei? Păi, e altele. Păi, dar bineînțeles, se dau altele. Bineînțeles că ți se dau altele. Alea sunt niște energii, punct. Sunt niște haine. Deci, în momentul în care ți se ard energiile alea subtile, sunt niște cămăși din, de vibrație de diverse tipuri între pământ și cer. Asta e tot. Faptul că se distrug nu e atât de Dumnezeu are de unde să dea. Adică nu mai puneți că gata, am poftim? Adevărat că are. Are de unde. Dacă vrea să-ți dă, îți dă mai multe, nu-ți dă numai alea pe care le-ai avut. Cum învață îngerii? La fel, ca și oameni. Uh-huh. La fel. Niciodată, câteodată, cu cât sunt mai încăpățânați, cu atât mai grav. Adică câteodată lecțiile îngerilor sunt atât de dure încât depășesc karmele oamenilor. De ce? Pentru că sunt încăpățânat și atunci, cu cât ești mai deci cu cât produci, ai mai multă rezistență, cu atât îți vine mai rău. Că asta e. Și de aia, deci iau lecții, dar dacă nu și le mai devreme conferință și n-ai mai continuat și de asta. Ce? Că îngerii învață altfel. Nu, îngerii învață mai cu stilul smuls, de multe ori. Adică, în primul rând, pentru că pe înger nu-și permite Dumnezeu să... Fiii de Dumnezeu sunt pe pământ. Bun. Ei sunt oricum sunt pedepsiți să trăiască până la judecata de apoi. Că asta e pedepsa. A, că devine eliberat sau nu, că se ridică. Sau nu. Asta e opțional pentru fiii de Dumnezeu. Dar pentru îngeri, pe Dumnezeu nu vrea să-i piardă, nu? Dacă îți trimiți un soldat în liniile inamice, tu l-ai lăsa sau ți l-ai recupera? Asta e ideea lui Dumnezeu, să-l recupereze. Cum? Îl faci să-l conștientizezi că nu poți să-l iei. Ha, te-ai pus aici. Și atunci el nu poate să se mântuie decât prin conștientizare. Și atunci o dă Dumnezeu până înțelege. Știi, principiul conform căruia Dumnezeu îl bate pe la care îl iubește, e adevărat. Că nu te bate, îți dă să înțelegi. Dar dacă tu înțelegi, ți-o dă pe aia cu stilul smuls. Până zici cum? Sărmâna, Doamne!
Mai dă, Doamne! Asta e tot. Dumnezeu e un tip... Deci vreau să înțelegem lucru. Faptul că Dumnezeu e un tip foarte deștept. Dumnezeu e un tip foarte deștept. Nu vrea să suferiți. Nu vrea să fiți răniți. Nu suportă. Nu-i place vrana. Nu-i place violența. Nu-i place. Dar... El judecă prin necesitate. Prin necesitate. Necesitatea de a. Examen. E o necesitate. Proba sportivă. E o necesitate. Proba fizică. E o necesitate. Nașterea. E o necesitate. N-ați iubi copilul ăla dacă nu v-ați chinui cu el. Știți cum e copilul cel mai iubit, la care te-a rănit cel mai mult? Așa e de când e lumea. De ce? De-aia. Cu cât faci mai greu un lucru, cu atât îl apreciezi mai mult. Ai primit moca, de haram a venit, de haram s-a dus. Pa, pa. De când e lumea? De ce? De-aia, pentru că efortul pe care îl faci în... Și de asta e interesant, efortul pe care îl face Dumnezeu cu noi. Da? E foarte interesant. Și să vă duceți să vedeți alte civilizații, să vedeți că peste tot sunt Dumnezei, să vedeți că am văzut. Să vedeți că trebuie să ieșiți din coconul ăsta numit România. Să vedeți, să vă deschideți ochii, să vedeți că nu moare nimeni, să înțelegeți că nu se întâmplă nimic, că în alte țări se trăiește foarte bine dacă fac altceva și când cântă imamul tot face sufletul așa, când cântă ei, e foarte frumos. Păcat că ar trebui să fie mai civilizați, dar asta e, nu și-au ales ei. Așa e stilul lor. Înțelegeți? Până la urmă, nu e intenția mea să vă răspund cine sunteți voi. E treaba voastră. Intenția mea a fost să vă dau niște jaloane. Cum judec? Bă, mă uit. Știți, mă uitam. Știți cum a ajuns la concluzia asta? Eu am oroare să pierd timpul. Și evident, ce mi se părea mai groaznic de pierdut decât să te duci cu copiii să te dea ei în niște leagăne repetitive, știi? Îi vezi că se dau așa, merge la tobogan, merge la tobogan și te dau 200 de ori pe tobogan și iar urcă și se dau și iar urcă și se dau și eu mă urcam pe pereți. Și cum mă urcam eu pe pereți? Pentru că pe mine mi se părea, inteligența mea se duce râpă. Mă gândeam, știți cum mergea deja lui cărăciuri și făcea? Mă simt ca un cal de curse pus la căruț. Și la momentul în care m-am gândit, bă, trebuie să fac altceva, că nebunesc. Deci aveam o frustrare de aia în maximă. În loc să stau să citesc o carte, în loc să mă gândesc. Bun, trebuie să plimb copilul cu cărucior. Bun. Și în momentul respectiv am zis, bă, trebuie să fac ceva. Și am zis, stăteam așa frumos și mă uitam la chestiile repetitive ale copilului și mă gândeam, oare cine a inventat jocul? Dumnezeu! Oare? Că nu știam. Că eu sunt de la care analizez. Și după aia m-am uitat să văd cum se joacă leuții, cum se joacă ursuleții, cum se aleargă ăia, cum se aleargă ăia. Și de fapt descoper că jocul e creat de Dumnezeu. Că e o formă prin care copiii învață. Și așa am început să transform lucruri care sunt repetitive și care sunt, mă rog, din punct de vedere al psihicului, spiritului uman, te tâmpesc. Ați înțeles? Ce voi n-ați simțit că vă duceți cu creierii când stați acasă și hrăniți un copil din 3 ori în 3 ore și nu sunteți decât? Vă trece, nu? La un moment dat zici, îmi vine să-l strâng de gât, plec. Nu e chiar așa. E mai rău. Deci facem pariu că sunteți singura care spuneți asta din toată trupa de femei? Bun. Dar există și excepții. Dacă mi-o mai spuneți pe aia cineva, că cel mai minunat, la un moment dat era un tip, zice, auzi? Vine unul, un ultra-ortodox. Și am fost chemat la un ceai. Mă zic, hai că mă duc. Și vine un tip, zice, domnule doctor, un ultra-ortodox, cum puteți să vorbiți dumneavoastră de Dumnezeu când dumneavoastră aveți, nu știu câți copii aveam atunci, dar el era în urmă cu unul. Și... Zice, puteți să vorbim când sunteți divorțat de 2 ori, nu eram și a treia, aveți nu știu câți copii și am zis, îmi pare rău, ești dezinformat. Sunt divorțat de 2 ori, eram pe vremea aia, și zic, am 5 copii.
Și de ce să nu poți să vorbești de Dumnezeu? Păi zice, de Dumnezeu trebuie să vorbească cineva care e curat, care e pur. Bun. Și zic, tu ești proaspăt căsătorit? Da. Ai un copil? Da. Nu există minune mai mare decât să ai un copil. El era un frustrat sexual. Și zic că nu există o minune mai mare decât să ai un copil și să-l vezi cum crește. Și zic, știi ce zici asta la primul? După al doilea o să fie tot o minune, de la a treia te gândești cum îi ții. Și cât o să te coste când o să ajungă la facultate. Zic, minune e prima oară. Mă rog, asta apropo de alăta la sân. Prima oară o fi o minune. A doua oară, a treia oară, a patra oară, a cincea oară, a douăzece oară, nu mai e nicio minune. Bine cât îți dă Dumnezeu. Nu dă toată lumea. Mulți. Eu am fost foarte binecuvântat. Dar tot nu i-am crescut eu. Bun. Deci, ideea este în felul următor. Că orice lucru pe care îl faceți, la un moment dat, poți să vă întrebați ce vrea Dumnezeu cu toate astea. Că face aia, 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 că face aia. Absolut orice. Și de ce a îngăduit Dumnezeu toate astea? Asta apropo de popi. E păcat să te vopsești, e păcat să-ți faci unghiile, e păcat să te epileze, e păcat să te... e păcat... Păi și ce o să facă toată lumea asta? Nu trebuie să construiești, nu trebuie să aibă și niște fabrici de farduri. De aia. Dacă toți... ce să facem toți? Să facem toți să fim creștini și să ne rugăm? Așa. Și ce care paradoxul? Că la ora actuală majoritatea celor care se ocupă de păr, unghii, gene false, tatuaje, sunt popi. Foști popi. Da. Sunt preoți creștini care s-au renăscut și care acum sunt femei și se ocupă de femei. Deci dacă iau pe toate femeile care sunt hairstylist, se ocupă de... O să vezi că marea majoritate sunt creștini, foști bărbați, foști preoți ortodoxi. De ce? Ești condamnat să, ești condamnat să faci absolut tot ce ai negat. Și tot ce ai condamnat la alții. Asta e lumea. Bine, eu sper că v-am dat niște jaloane astfel încât să înțelegeți pe ăla care a creat toate, ca să înțelegeți că nu degeaba le-a creat, că există o cauză și un sens al tuturor lucrurilor, că dacă v-a creat un loc de joacă, există un motiv. Băi, și nu pot decât să vă zic, spor la joacă. Indiferent ce e joaca voastră, jucați-vă. Și numai așa o să înțelegeți ce a vrut Dumnezeu cu viața voastră. Să vă fie de folos. O seară minunată. Cu drag.